Bună dimineața! Sunt dr. Ciprian Deaconu. Pentru Zâmbete Perfecte, vă invit să urmăriți matinalul Fii Antenă de luni până vineri cu Mădălina Mitu. Dragii mei prieteni matinali, surprizele se țin lanț aici la Denta Clinic. Suntem prezenți din nou, iar astăzi vom avea o ediție matinală de excepție. Ciprian Deaconu a făcut un mare cadou pentru una din angajatele lui. Nu este prima, ci a mai făcut aceste surprize. Veți vedea în câteva momente despre ce este vorba. Dar până atunci, pe repede înainte, îl prezentăm pe Vali Conea cu meteo. Să aflăm cum stăm astăzi la capitolul grade în termometre. Repede, Vali, pentru că avem multă treabă astăzi! Bună dimineața! Salut voios telespectatorii emisiunii Fii Antenă! E de 9 mai, vremea în calendar, dar de 6-7 în atmosferă. După 2-3 zile frumoase se întorc ploile. Șanse mari de precipitații pe la obârșii alături vârfului Roman, Parcul Național Buila Vânturaița și Parcul Național Cozia, cam 90%. Pe timpul zilei, în termometru 12-13 grade. În zona submontană, Horezu, Voineasa, Brezoi și Câineni, 70-80% șanse de precipitații, în termometru 20-21 de grade. Va ploua și prin Govora, Olănești și Călimănești, șanse destul de mari, 70%, pe timpul zilei 21-22 de grade. La Drăgășani, cerul parțial norat, fără precipitații, însă 23-24 maxima zilei. În Râmnic Dis de dimineață 7 grade, șanse și în Râmnic de precipitații cam 70%, maxima zilei va urca spre 23 de grade. Indiferent de vreme, aveți timp plăcut de petrecut la Antena 3 Vâlcea. Vă salută, Vali Conea! Matinalii mei, vă spun pe repede înainte rubricile noastre specifice matinalului, pentru că astăzi avem o ediție matinală plină de surprize, surprize făcute din partea lui Ciprian Deaconu. Ne aflăm la Denta Clinic, dar înainte de toate urmează horoscopul, după care să fiți ochi și urechi pe ceea ce urmează, pentru că veți rămâne cu gura căscată. Lili Suciu ne prezintă horoscopul. Berbec. Se întrevede o zi benefică pentru nativii acestei zodii. Sunt un sprijin important pentru prieteni, mai ales din punct de vedere financiar. Sunt foarte pricepuți la a-i motiva pe alții și a le pune lucrurile în mișcare, dar când pornesc în direcția bună, reușesc să termine cu succes ce au început. Taur. Cei născuți sub semnul zodiacal al Taurului sunt dispuși să investească în zona de carieră. Au deja un plan în minte și astăzi este posibil să-l pună în aplicare. Rămâne de văzut cum se vor alinia planetele. Gemeni. Orice întreprind gemenii astăzi, succesul le este asigurat. Comunicarea este punctul forte al nativilor. În general, sunt capabili să vadă ambele perspective ale unei discuții și etalează logica și rațiunea. Însă, astăzi tind să exagereze în exprimarea propriilor opinii. Rac. Astăzi, racii au tendințe de răzbunare, însă acest lucru nu face decât să-i încurce. Astrele le recomandă să stea deoparte de gândurile negative care le blochează orice fel de relație cu cei din jur. Leu. Nativii Leu strălucesc astăzi la fel ca soarele, planeta care îi guvernează și luminează orice încăpere cu simțul umorului pe care l-au. Este bine să aibă grijă să nu intre în competiție cu prietenii, persoana iubită sau colegii. Fecioară. Nativii acestei zodii au soluția pentru o zi plină de succes pe plan relațional. Vă simțiți în mediul dumneavoastră din punct de vedere energetic și îi molipsiți pe cei din jurul vostru cu poftă de viață. Balanță. Astăzi nativii Balanță își îndreaptă atenția către sport și activitate fizică. Au o mare nevoie de echilibru și din acest motiv se concentrează pe sănătatea lor. Scorpion. Pentru scorpioni, astăzi astrele au un sfat. Fiți mai buni cu cei dragi. Vor avea mult de câștigat dacă îi vor lăsa și pe ceilalți să-și exprime părerile și sentimentele. Săgetător. Diplomația este cheia zilei de astăzi pentru săgetători. Este o zi dedicată relațiilor de orice tip și acest lucru îi ajută să iasă din zona de confort. Capricorn. Energia zilei de astăzi pentru capricorni este despre investiții și acest lucru le ocupă tot timpul. Au planuri mărețe și sunt pregătiți să le pună în aplicare. Vărsător. Acești nativi sunt lideri în domeniul creativității. Au foarte multe idei și sunt entuziasmați pentru ceea ce urmează să întreprindă, mai ales pe plan profesional. Pești. Nativii pești au parte de câștiguri materiale astăzi. Se încred în intuiția lor și știu exact încotro să se îndrepte la sfatul astrelor. Despre asta este vorba! Te-am pregătit o surpriză acum, da? Bună dimineața! Cum te simți, Roxana? Bună, Roxana! Revină-ți puțin, te rog!
Matinalii mei, despre asta e vorba. La Denta Clinic, oamenii angajați sunt fericiți. Hai să vezi, știu, e o surpriză care te lasă fără aer, fără cuvinte, dar... Nu cred. Hai, liniștește-te că și noi avem emoții, parcă am primit-o noi cadou. Colegile s-au pregătit surpriza, compania doar te-a pus la dispoziție. Cum e Ciprian? Eu sunt fericit. Când ei sunt fericit, eu sunt fericit. Și da. Uite-te reacție. Bravo! Da? Foarte tare. Aruncă-le, gata, schimbăm mașina. Roxana, hai, te rugăm frumos să te uiți în ea, să vezi cum este, să vedem dacă îți place. Te-ai așteptat la o asemenea surpriză? Nu. Acum nu. Acum nu. Și eu am emoții, uitați-vă matinalii mei pentru ea. Uitați ce mesaj frumos. Toată echipa, da? Hai să vedem, ia. Wow, cum arată, spectaculos. O primă impresie, Roxana. E ceea ce îmi doream. Mulțumesc din suflet. Sunt foarte emoționată. Nu știu cum să reacționez. Mulțumesc mult de tot. Le mulțumesc mult de tot. Le mulțumesc în special la Denta Clinic pentru echipa minunată pe care o am și pentru că au avut încredere și au încredere în mine. Soțului meu că mă apreciază și a intrat și el în acest joc în condiția în care nu mă așteptam Nu ți-a dezvăluit absolut nimic, da? Nu, absolut nu. Din contră, zicea că de ce îți trebuie mașină, nu știu ce, și el de fapt știa și mulțumesc din suflet că mă sprijină și pentru toată aprecierea pe care am din partea lui și că este alături de mine în toată povestea aceasta. Și vouă vă mulțumesc mult de tot și sunt foarte emoționată. Mulțumesc! Te lăsăm puțin să te bucuri de mașină, după ce te vei liniști, o să te mai întrebăm una alta. Bine, Roxy? Da, mulțumesc! Soțul, hai, ia și tu un loc în dreapta acolo, să fii pasager, să vedem... Să aveți drumuri bune, fără incidente, să te bucuri de ea, este extraordinară și văd acolo matinalii mei dragi. Ce credeți că ascultă Roxana în timp ce o să meargă așa, Gale? Fie la plimbare, fie la locul de muncă, la Denta Clinic, Radio Vâlcea 1! Haideți cu aplauze pentru ea, așa? Ia, asta e! Bună dimineața! Bună dimineața, Mădălina! Mă bucur tare mult să te revăd. Spune-mi câteva cuvinte despre acest cadou primit pentru Roxana, colega ta. Știu că tu ești prima care a fost premiată, răsplătită pentru toată munca depusă în cadrul familiei Denta Clinic. Da, eu am fost prima, fiind și un pic mai veche, să zic. Asta face Ciprian pentru fiecare angajat care dă 100% și se dedică pentru clinică. Primește un cadou să fie fericit și să meargă în continuare cu sufletul și cu tot ce poate pentru noi. Iar pentru Roxana, așa că dacă tu ești prima, ce mesaj ai pentru ea? Pentru Roxy este o super fată. Din prima zi când a venit s-a integrat și a fost primită cu brațele deschise de noi. Sunt convinsă că va da în continuare tot ce a dat până acum și le doresc și la celelalte colegi să primească acest bonus cât de curând. Am înțeles, îți mulțumesc din suflet. Și eu îți mulțumesc, madame. Zi frumoasă!
Matinalii mei dragi, alături de mine o am pe Oana, managera de la Denta Clinic. Bună dimineața, Oana! Bună dimineața, dragilor! Deci sunt eu atât de fericită, parcă am primit eu acest cadou din partea Denta Clinic. Sunt tare încântată, fericită pentru toți angajații de aici. Cum s-a ajuns la acest premiu, cadou, nu știu, răsplată? Noi ne place să ne răsplătim colegii. Așa cum știți deja, suntem o mare familie, noi depășim așa termenul de echipă, suntem mai mult o familie-echipă și fiecare dintre noi avem un vis când ne angajăm la Denta Clinic, pe care Ciprian ține neapărat să-l știe de la început. Și apoi, ușor, ușor, pe măsură ce fiecare dintre noi ne îndeplinim anumite obiective sau reușim să depășim așteptările lui Ciprian, unii chiar foarte repede, cum ați văzut că au mai fost înainte, a fost Lili, a fost la început Adriana de la Frundesc, a fost și Ionuț de la radiologie, dar o să discutăm și despre el cu altă ocazie, că acum ne îndreptăm atenția către Roxy. Roxy și-a dorit o mașină. Ca majoritatea dintre noi, visurile noastre sunt așa mărunțele, deși Ciprian mereu ne spune, mai ce-ți dorești cel mai mult? Ce, dacă ai putea să ai orice pe lume, ce ți-ai dorit? Bineînțeles că nimeni nu se gândește la ceva wow și ne dorim mașini. Și am făcut trendul ăsta, să-i spun, că deja este un trend. Și odată la destul de puțin timp, facem o nouă achiziție, tocmai ca să le demonstrăm colegilor că îi apreciem foarte, foarte mult și sunt foarte importanți pentru noi. Foarte frumos, Oana, mă bucur tare mult, abia aștept să te am și pe tine într-o viitoare ediție matinală alături de noi. Îți doresc și ție mult succes aici în sânul familiei Denta Clinic și mai cu seamă să dați randamentele de care aveți nevoie pentru a face pacienții mai fericiți decât ar trebui să fie. Da, ne străduim să facem lucrul acesta și la fiecare lună, la fiecare săptămână încercăm să vedem un pic ce am făcut în urmă, să știm să îmbunătățim. Sunt foarte importante și recenziile pacienților și pe această cale o să-i rog pe toți cei care nu au apucat să ne dea recenzii să ne lase recenzii, ca și alți oameni să știe că e tot ok aici, este exact ce vedeți prin filmulețe, prin postări, prin emisiuni. Chiar se întâmplă toate lucrurile astea și vă așteptăm cu drag. Mulțumim că am făcut și noi, am fost astăzi părtași la o surpriză atât de frumoasă și de importantă din viața unui angajat de aici, de la Denta Clinic. Alături de mine, bineînțeles, a revenit Ciprian Deaconu. Hristos a înviat, Ciprian, mă bucur tare mult să fim într-un loc așa frumos amenajat, în aer liber, aici în grădina de la Denta Clinic. Surprizele se țin lanț, acum după sărbători ai venit în întâmpinarea celor care ne urmăresc în această dimineață și a angajaților cu o surpriză de proporții. Astăzi este despre oameni, despre oamenii mei, oamenii din compania mea, oamenii care dau foarte multă valoare acestor companii. Momentan avem 7 companii. Anul ăsta am promis că toate resursele sunt către ei, e despre ei. Vreau să-i ajut să trecem într-o zonă de abundență, să avem fiecare o mașină nouă, să ne luăm o casă nouă, să putem să trăim foarte, foarte bine, pentru că viziunea mea înseamnă aceste companii să fie conduse de către ei. Ei trebuie să devină niște lideri, deja m-am ajutat că devin niște lideri. Îi iubesc foarte mult, am emoții, acum au trecut 5 minute de când i-am dat Roxanei. Și eu am emoții, să fiu sinceră, parcă am primit eu mașina, așa tremuram. O senzație extraordinară, Ciprian, și vreau să spun cum ai făcut de ales această mașină. Am înțeles că a mers împreună, dar ea trebuia să primească mașina mult mai târziu. Cum a fost în ordinea priorităților, venim în ordinea competențelor, în ordinea celor care sunt mai vechi și mai performanți în companie. Acum este cea de-a cincea mașină care am dat-o astăzi. Nu vreau să fie un moment de laudă, este despre angajații mei pe care îi apreciez foarte mult. Am discutat în cadrul team building-urilor ce mașină și-ar dori ea. Am înregistrat, am vorbit cu dealerul nostru în Mulțiville, care ne pune la dispoziție oricând și foarte repede modelul de mașină pe care îl cerem.
A fost un lucru că Mirel s-a mișcat foarte bine de la Nurbil și foarte repede și după o săptămână pe alta ne-a adus-o. Factorul surpriză înseamnă că să fie cât mai puțin timp de când începe să-și dorească până o primește. Astăzi, cu ajutorul echipei, am reușit să facem o mică regie, data trecută la ultima mașină nouă am avut timp să facem această regie, să ne pregătim din timp cu filmulețe, cu live-uri, cu tot. Vreau să arătăm spiritul echipei, vreau să arătăm un om care performează într-o echipă în care iubește ceea ce face, un om care la un moment dat mă va ajuta să-mi îndeplinesc un vis, aceea de școala de asistente de stomatologie, pe care o să o creăm anul acesta, în cadrul unei academii în care asistentele generaliste o să devină în două luni de zile în urma unor cursuri asistente de stomatologie. Acești oameni sunt oamenii care zi de zi ne îmbrățișăm din prima clipă când intrăm în clinică, ne apreciem foarte mult, ne sprijinim foarte mult, ne dăm spațiu când avem nevoie, ne ajutăm când unul poate mai puțin. Acești oameni merită, o să vezi, mădă, peste un an de zile acești oameni, că sunt Ciprian 2, Ciprian 3, asta am nevoie. În momentul în care o companie se extinde rapid, trebuie să aibă o structură, o piramidă sub foarte bine dezvoltată de oameni, de lideri, de oameni de acțiune, oameni dornici de a schimba ceva în acest sistem și până la urmă, împreună cu ei, facem un nou concept de stomatologie family în care pacienții noștri se simt bine. Practic, dacă pacienții noștri vin la noi în clinică și găsesc o altă atmosferă, găsesc oameni care glumesc, care poate toată muzica mai tare, în care oamenii au o mare încredere pentru că ei înțeleg că noi știm ce facem, au încredere că se pot deschide ca acasă și pot vorbi la pertut cu toată lumea și pot să se simtă bine. Oamenii aceștia sunt mesagerii călătoriei noastre, duc această poveste mai departe în comunitățile în care merg ei, în Anglia, în Germania, în Râmnicu Vâlcea, în alte județe. Foarte mulți pacienți au asistat astăzi la acest eveniment. Am decis să fim altfel. Am decis să premiez greșeala când ești la început de drum pentru un nou colaborator. Această greșeală vine la pachet cu o experiență și atunci dacă din acea greșeală ai învățat ceva din acea experiență, înseamnă că a doua oară este foarte greu să o repeți. În momentul când ai niște oameni care le spui, vedeți că eu plec o săptămână la un curs oriunde, și ei se ocupă și lucrează și sâmbăta și duminica, sunt foarte dedicați, ei sunt organizați în urma unor proceduri, ei ia decizii. Practic, acum 3 ani jumătate am zis așa, dragilor, acest business îl fac să meargă fără mine. În 2-3 ani, voi o să-l conduceți, voi o să luați decizii, voi o să o angajați, voi o să organizați lucrurile să fie bine. Și lucrurile se mișcă, mă dă. Lucrurile se mișcă, sunt de jumătate de an doar un observator al companiei mele, eu practic fac lucrurile de imagine, eu practic am timp să stau de vorbă cu pacienții, practic am câștigat timp datorită lor, eu am putut fi mai eficient în rolul de manager, am putut să văd oportunitățile datorită timpului care mi l-au dat ei, am putut să îi ajut să îi îndrum din poziția de observator, nu de muncitor, care nu-ți oferă atâtea perspective. Și atunci am observat dorințele lor, am observat viziunea lor, visurile lor și practic într-o familie când faci un cadou, toată lumea se bucură. Acel cadou poate fi mai ieftin, mai scump, poate fi o necesitate cum este în acest caz, este o împlinire pentru că este o mașină, este un lucru în care te poate trimite în vacanțe mai repede, îți poate da un confort până la vila servici, îți poate da o siguranță pentru copiii tăi, poate e mai mult decât. Și atunci, faptul că această mașină, care ea și-a dorit-o, la o vârstă în care se tot gândea și punea pe Dream Chart undeva peste un an, doi, faptul că a primit-o motivează foarte mult și lucrurile merg altfel. Vă spun din suflet, nu este prima experiență de acest gen, este un motiv în plus ca eu sufletul să mi-l mângâi cu aceste cadouri, îi fac pe ei fericiți și până la urmă
Despre asta e vorba. Trăim simplu, mă dă, simplu. Vreau să spun, Ciprian, vei mai face față acum în urma acestor imagini pe care toți cei de acasă le-au văzut. De asemenea și pe Facebook-ul vostru promovați foarte mult tot ceea ce faceți aici. Vei mai face față, eu știu, dacă vine așa un val enorm de mare acum de angajări, ce vei face? Cum vei reacționa? La viziunea nebună pe care o am eu, adică în circa 2 ani de zile vreau să deschid 100-200 de clinici în țară și în Europa, o să am nevoie de foarte mulți colaboratori. Dar noi nu vrem să intrăm în zona de mult, să nu putem face față, de asta respectăm foarte mult pacienții noștri și avem colaboratorii perioada de inducție de o lună de zile în care învățăm, să ne cunoaștem, știm poveștile noastre și atunci din altă energie vin colaboratorii în viața noastră. Lucrurile sunt simple. Armonia într-o familie înseamnă să primești și să oferi, să ceri și să primești. Niciodată ei nu cer spre mine și eu să nu le cer ceva. Eu le-am dat acest lucru și ei știu că într-un an de zile trebuie să-l înlocuiască pe Ciprian în toate domeniile de activitate, de la frontdesk, ca medici, ca asistenți, ca tot. Și lucrurile au sens. Orice investiție de 1000 de euro într-un colaborator, în 2-3 luni, de 5 ani de zile am văzut acest aspect, vin cel puțin de 10 ori mai multe venituri către companie. Este o logică antreprenorială care foarte mulți colegi n-au înțeles. Orice investiție în mine este la fel benefică de 10 ori în 2-3 luni, orice investiție, și atunci, dacă alegem să investim puțin, o să avem de 10 ori mai mult. Dacă investim de 10 ori mai mult, o să avem de 10 ori mai mult. Și atunci, poate acesta este unul din secretele companiei noastre. Ne fidelizăm foarte mult angajații, colaboratorii, ne fidelizăm foarte mult pacienții. Pacienții sunt fericiți, colaboratorii fericiți, eu sunt fericit. Și lucrurile au sens. Foarte frumos, Ciprian, mi se pare interesant tot ceea ce ne spui și mai cu seamă faptul că toți antreprenorii ar trebui, și am mai repetat noi într-o ediție trecută, despre faptul că antreprenorii au impresia că dacă ei pleacă în vacanța cea mai scumpă și au mașina cea mai scumpă, casa cea mai scumpă și uită de angajați, au impresia că așa ăsta este succesul. De fapt, nu, este invers. Să fie pe primul plan angajatul, nu, clientul, angajatul și apoi antreprenorul. Eu aș pune pe locul întâi și colaboratorul și pacientul. Da? Sunt la același nivel. Întotdeauna, cum să zic, nu sunt aici să vorbesc despre alți antreprenori, eu vorbesc despre viziunea mea, despre dorința mea de acum 5 ani de a mă schimba. În momentul când am început eu să mă schimb, au început lucrurile să funcționeze. În momentul când am început să devin un exemplu pentru ei, au învățat și ei niște lucruri și au spus, mergem alături de ei. La un moment dat au devenit și ei lideri între timp. Alți antreprenori văd ce facem noi, ei sunt invitați permanent să meargă cu noi la cursuri, la munte, când mergem, să vină să vadă, să trăiască o săptămână alături de noi. Ceea ce, scuză-mă puțin să fac o paranteză, fiți atenți, dragii noștri telespectatori, pentru că în viitorul apropiat urmează să mergem alături de ei la acest curs, să vedem cum se distrează, ce învață acolo, cum se desfășoară un astfel de curs și să le furăm așa micile secrete, așa că să fiți cu ochii pe noi până la final și la toate edițiile matinale. Aceste cursuri de dezvoltare personală înseamnă o joacă în care noi începem să ne jucăm cu noi, începem noi să ne transformăm în oamenii care ne dorim noi să fim, niște oameni simpli, niște oameni fără credințe, fără prejudecăți, fără axați pe propria creștere, mai puțin de ce se întâmplă extern. Majoritatea antreprenorilor și angajaților lasă energia externă să intre în viața lor și atunci noi decidem să avem o propria liniște în care energiile negative, gen pandemie, război, lucruri și oameni care sunt energii negative, să nu le primim. Și dezvoltarea personală învață să trăiești masterii la orice nivel, zi de zi să fii la un alt nivel, la un alt nivel, la un alt nivel. Și astăzi Roxy este la un alt nivel, ea profesional, ca om este la alt nivel și merită o mașină la alt nivel. Ce frumos spus și punctat. Ciprian, în ce moment ai avut tu acel declic în care ai zis
schimbarea vine de la mine și dacă eu mă schimb și ceilalți se vor schimba. Mi-era foarte greu. Eram într-o zonă de incertitudini și certitudini foarte și de semnificații, de ego, de tot. Mă zbăteam să scot acel business micuț care l-aveam, să-l scot la liman. Și la un moment dat am văzut un curs, m-am dus la Alex Marinca la un curs și am zis gata. După o săptămână a fost resetarea totală, am învățat să trăiesc din altă perspectivă. Dacă așa nu funcționează, în secunda 2 mut și schimb perspectiva și văd, wow, cât schimbă tot. Și ideea în sine este că schimbarea pleacă de la noi și oamenii care vor să stea în jurul nostru au același profil ca noi. Oamenii care vor să facă echipă cu noi trebuie să fie empatici, iubitori de oameni, să fie sinceri, autentici. Și atunci am format o comunitate care, o vezi, cum funcționează, nici nu îmi imaginez cum va fi peste un an de zile. Cred că fiecare om de aici va conduce o companie, da? Într-un oraș sau în acest oraș. Oamenii cresc organic, cresc. În prima fază am făcut o dezvoltare personală și mi-a plăcut atât de mult emoția și liniștea care ți-o oferă acest lucru. De 2 ani de zile lucrăm toată echipa, toți vorbim aceeași limbă, toți ne înțelegem în același fel, toți ne îmbrățișăm, toți ne dăm valoare și ne apreciem. Și să știi un lucru, spuneam de armonie și de aprecierea lor față de companie, este ceea ce am făcut astăzi, este exact ce valoare au dat ei companiei, compania Armonios a întors această valoare. Și gândește-te peste un an la ce nivel va fi această valoare, pentru că acești oameni cresc zi de zi. Oamenii aceștia își doresc să se provoace, își doresc să iasă din zona de confort pentru a învăța, pentru a experimenta. Practic, noi nu putem învăța decât din experiment. Da? Dacă ne ferim de experiențe mai bune, mai rele, nu o să învățăm niciodată. Și atunci, rolul unui antreprenor și unui colaborator este să aibă cât mai multe experiențe. Cât mai multe experiențe pentru a învăța din acele experiențe. Practic, noi ne provocăm zilnic pentru a învăța unde trebuie să lucrăm. De cele mai multe ori trebuie să lucrăm la noi. Și Roxy lucrează la ea, să știi, de foarte mult timp. Roxy este un lider, este asistent coordonator pe 3 luni de zile. Ea mă va ajuta în proiectul cu școala de asistente. Ea mă ajută să fie lider în momentul când tot ce înseamnă compania asta, ei sunt asistentele, sunt sufletul companiei. Tot ce se întâmplă, fiecare pacient au legătură cu asistentele, fiecare lucru care se întâmplă, fiecare instrumental sterilizat pe la ele. Și atunci, acești oameni sunt nucleul dur al companiei. Nucleul dur al companiei înseamnă așa, oameni care vor, știu și pot și își doresc. Da? Acest nucleu dur sunt baza companiei în care compania n-ar putea exista fără ei. Da? Și atunci, rolul meu este ca în această companie să aduc cât mai mulți oameni în acest nucleu dur. Nucleu dur, nucleu de oameni care, oricât de greu ar fi, mai pot, oricât de greu ar fi să schimb niște lucruri care le-ai făcut 2 ani și de mâine trebuie să le facem în altfel, că poate acum la nivelul de pacienți care avem nu funcționează, oameni care se pot duce într-o altă companie în care nu cunosc alți oameni și pot trăinui acolo, oameni care nu au făcut asta niciodată, oameni care vin la emisiune de-a ta, mă dă, și crede-m, în acea emisiune le-am spus, vedeți că astăzi vreau să ies cât mai puțin eu, e despre voi, voi mergeți și vorbiți în această emisiune. Oameni care, câți oameni pot în 2 minute să zică, da, eu merg și filmez o emisiune cu o dita mai camera în față și încep și vorbesc, când toată lumea are frică de... Știu, cunosc sentimentul. Gândește-te că ei au făcut un epilog, un contract cu camera acum. Ei s-au obișnuit cu camera, ei vor fi cei care vor vorbi. Gândește-te cât, deci să înțeleg cât timp voi câștiga eu și cât timp vor câștiga ceilalți. Și oamenii, de cele mai multe ori, s-au cam plictisit de Ciprian de acum, nu vor să vadă și echipa. Adică nu vreau să vin zi de zi și să fiu numai eu, pentru că până la urmă valoarea companiei înseamnă echipa. Și crede-mă din suflet că ei sunt cei care fac tot. Ei sunt cei care fac tot. Adică totul ce se întâmplă acum este datorită lor. Eu sunt doar un lider care vreau prin exemplu meu să fie, nu neapărat ca mine, dar să fie oameni care sunt deschiși, oameni care trăiesc autentic, oameni care
vor să trăiască în abundență, vor să aibă lucruri mai mult, pentru că au copii, au cheltuieli, își doresc din ce în ce mai mult și atunci resursele se împart corect. Și eu zic că ce am făcut astăzi este foarte corect și un prim pas către un om care merită mult mai mult. Și călătoria continuă. Anul ăsta trebuie să mă ocup de toată lumea din Denta Clinic. Deci trebuie să accelerez cumva parcursul, că mai sunt câteva luni. Deja le-ai obișnuit pe toate fetele și acum, știi cum, oare mie când o să-mi fac această surpriză? Cred că toate acum sunt curioase, dar Ciprian, sunt sigură că dacă vor da randamentele de care tu spui, ne spui, clar, cu siguranță vor fi răsplătite pentru toată munca depusă pentru a crește. Să știi că e o motivație în plus. Așa este. E o motivație în plus să vii la serviciu, să știi că la un moment dat colegul tău este fericit, că la un moment dat și tu, ca să fii premiat, trebuie să fii fericit, că trebuie să spui ceea ce te face fericit ca să putem să te facem fericit. Faptul că ții în primă fază când vii la servici, în prima lună când vii la servici și ai o zonă de frici, de prejudecăți, de măscuțe, că trebuie să fac să fie ca toată lumea, să mulțumesc pe toată lumea. Nu există așa ceva. Noi cerem autenticitate, ca toată lumea să fie autentică, râzi isteric, bine ai venit, fii așa, pentru că la un moment dat acele măscuțe posibil să cadă și nu te mai regăsești nici tu în acea companie, nu o să reușești niciodată să mulțumești pe toată lumea, dar primul lucru, prima lună când vii, este despre tine, ascult poveștile tuturor, înveți lucrurile care ți se dau, perioada de inducție în care înveți procedurile de lucru, înveți cultura noastră organizațională, înveți formele noastre de comunicare, formele de comunicare cu pacienții și atunci, în momentul când știi ce ai de făcut la servici, poți fi fericit. Așa este. În momentul când nu știi, un colaborator poate să aibă 3 probleme și asta o spun destul de des. Probleme de skin nu este suficient de învățat și este pus în muncă foarte... și nu știe ce să facă, tu ai niște așteptări, el nu știe ce așteptări ai și apar desplări. Al doilea este de rol. Am greșit și eu acum câțiva ani, am pus o asistentă foarte performantă în rolul de asistent coordonator, fără o școală de lider și fără un curs de comunicare. În 2 săptămâni s-a sufocat, nu mai asculta nimeni, nu mai știa nimeni, am înțeles asta. Am adus-o înapoi pe rolul de asistent principal. Și am reușit să înțeleg că, de fapt, trebuia să fac o perioadă de training cu ea și ulterior să devin. Ea este și acum, după 5 ani în compania noastră, așteaptă 2 gemeni. V-am spus, la noi dragostea plutește în aer, da? Avem, cred că anul ăsta, 7-8 colege care sunt însărcinate. E anul gemenilor. Deci da? Înseamnă că nu este prea mult stres. Deci totul este așa. Ne bucurăm enorm când se întâmplă asta, pentru că și noi suntem părinți. Ne bucurăm că ei sunt fericiți, că sunt împliniți, sunt compleți, își completează și acasă lucrurile care le învață în compania noastră, învață să aibă relații mult mai ok și autentice cu soții, cu copiii, mai directe, mai să-și dea voie, să fie apreciate, să știi că personal lucrez și cu soții foarte mult pe zona asta, da? Pentru că de obicei credințele și lucrurile care le-am prins noi în copilărie ne țin așa puțin limitat. Și atunci, cu ajutorul soților, care știu din timp ce se întâmplă, ne dau ajutorul să alegem modelul de mașină, să alegem momentul în care trebuie să facem o regie, să se bucure și să fie alături de noi, este foarte mișto, pentru că și soților trebuie să simtă energia echipei, și ei trebuie să fie lângă noi, pentru că sunt seri când se lucrează mai mult, sunt zile când plecăm la un curs 3-4 zile și atunci toate au sens. Așa este, Ciprian. Eu zic să facem un fel următor, pentru că ne-ai spus din nou atâtea vorbe frumoase și învățăm. Eu, în acel puțin, de când îl cunosc, doamnelor și domnilor, pe Ciprian Deacon, vreau să vă spun cu mâna pe inimă că viața mea s-a schimbat la nivel, în nivel mental, atât pe el cât și pe Alexandru Marinca. Îți mulțumesc din suflet și facem un fel următor. Acum vreau să mergem acolo și împreună cu toate asistentele, toți angajații de aici, să ne luăm rămas bun de la cei de acasă. Ce zici? Sunt sigur că ele lucrează și doar mergem în cabinet și prindem și cineva prindem care lucrează. Oh, da? Bun, așa vom face. Da? Da? Vă pup, dragilor, și ne auzim. Ciao, ciao!
Doamnelor și domnilor, am ajuns la final de ediție matinală alături de acești oameni minunați, Ciprian Deaconu și, bineînțeles, minunatele lui asistente și nu numai. Ciprian, îți mulțumesc din suflet și... Suntem cea mai tare echipă! Echipa Denta Clinic! La revedere! La revedere!